Deși librăriile sunt pline de cărți pentru toate bugetele, mulți se scuză că nu citesc pentru că ar fi prea scumpe. Cu toate acestea, managerii de edituri spun contrariul. Vlad Vânătoru este director de vânzări la cea mai importantă editură din zona Moldovei. El consideră că există cărți pentru ochi mai tineri și buzunare mai mici, dar și pentru buzunare mai mari și ochi mai exersați. De obicei venim cu literatură, cam asta caută lumea. Și cărți la reduceri foarte mari. Noi avem o ofertă de cărți la 10 lei și 30% discount la toată oferta de carte. Trebuie să balansăm prețurile într-un capăt în altul pentru a reuși să atragem cât mai mulți cumpărători. Da? Nu putem să stăm numai cu prețuri mici, dar nici cu prețuri excesiv de mari. Da? O carte trebuie să fie frumoasă, să reziste, dar de altă parte să fie și accesibil. Iașul e un oraș în care se cumpără carte. E cam pe locul 2 în țară. Ia și Timișoara, sunt cam la egalitate. Mihai Gabriel este librar și a participat deseori la târguri de cărți, deoarece este o oportunitate de a interacționa și pe teren, nu numai în librării, într-un spațiu închis. Iașul este un oraș în care se cumpără carte și se citește, spune acesta. Sunt cărți pentru toate gusturile, iar lumea își alege ce dorește. Cel mai bine, cred că s-au vândut acestea două. Călătorie în jurul omului și Căzut din junglă, ambele ale lui Alexandru Stărniu. Are se caută beletristică, filozofie, spre exemplu Aventurile baronului Munchausen, care s-a reeditat de curând. Este o plăcere chiar și pentru cei mari, deoarece păstrează grafica de altă dată. Uitați, spre exemplu... O altă editură din Iași care scoate volume de beletristică este axată pe literatura asiatică japoneză. Târgurile de carte sunt o oportunitate foarte bună pentru promovare pentru reprezentanții acesteia. Prețurile volumelor sunt cuprinse între 25 și 45 de lei. Pe noi, cel puțin fiind și editura nouă, tânără, ne ajută mult prin expunere și ne ajută să luăm contact și cu unii clienți și să primim și un feedback cât se poate direct. Cam pe la amiază, când ies elevii de la școală, e plin de tineri pe aici. Dar sunt de toate vârstele. La târgul de carte Gaudeamus, aflat la cea de-a 7-a ediție, au fost prezente peste 30 de edituri din toată țara, care au adus cărți necesare elevilor și studenților, dar și titluri căutate exclusiv pentru plăcerea lecturii.